De aceea aș fi fost ales pentru întâlnire cu admiratorii talentului Mariei acest cinematograf. În amintirile doamnelor Pruner, Crețu, Ștefănescu, reînvie chipul drag al solistei. Ce știți dumneavoastră despre Maria Cipătari? Despre Maria Cipătari, personal nu am cunoscut-o, însă familia mea a avut multe legături și contacte muzicale prin profesia soțului meu. Datorită acestor legături, mai mult decât, cum zic eu, profesionale, era și o legătură sufletească care se creiază între ei. Se datorează și această fotografie care, pe lângă dedicația care o vedeți, așa, cred că este o fotografie care o reprezintă foarte, adică ar zice, concludentă punctului de prezentare. Ce ne puteți vorbi dumneavoastră despre această fotografie? Această fotografie este făcută în imobilul în care a locuit mama, sora și nepoata Mariei Cebotari, pe strada Sergent Stan Florea, numărul 2, în București. Bătrâna Maria, mama Mariei Cebotari, era o fire foarte prietenoasă, veselă. Sora ei la fel. Mi-aduc aminte când a venit Maria Cebotari în București în 42 sau 43. Știu un amănunt că a venit așa de obosită că două zile a trebuit să stea să se refacă. Ea voiaja foarte mult. I se spunea Difligen de Zengerin, cântăreața zburătoare. O am și acum în fața ochilor când a venit în București. De unde aveți fotografia asta? Asta? Da. De la soțul meu. Lui a oferit-o. Maria Cebotari? Da. Atunci în seara... Păi nu vedeți? Nu vedeți? Da. În seara spectacol. Da. Domnului George Ștefănescu, colegului și partenerului din Boema, cu cea mai multă simpatie. Maria Cebotari. 13 mai? Ah, a fost la 13 mai. Da. 13 mai, 42. Da. Dumneavoastră spuneți că a fost undeva la începutul mijlocului lunii mai, da? Da. 13 mai. E că avem și data. 1942. Mai, exact. Da. Da. Sala, da, eram în sală, da. Cum a fost spectacolul? Splendid a fost spectacolul, cânta foarte frumos. Avea voce frumoasă, tehnică bună, interpretare frumoasă, joc de scenă frumos. Era un artist total. Și după spectacol a invitat pe toată lumea de la spectacol la restaurantul modern, unde mi-amintesc o masă superbă așezată cu trandafiri roz. Vă amintiți? Da, da. De jur împrejurul mesei, numai trandafir roz. Și ea a luat câte un trandafir și a oferit fiecăruia. Trandafirul l-am avut până anul trecut, băgat în fotografie. Dar s-a uscat de atâta timp, vă imaginați. Era prins chiar în fotografie cu un ac de mălie.
Desigur că publicul larg o cunoștea mai bine pe Maria Cebotari, nu din spectacolele de operă, ci din filmele în care s-a produs alături de Ivan Petrovici, Beniamin Ogili, Tosco Giachetti, Gustav Tiesli. Femeia în alb, Maria Malibran, Giuseppe Verdi, premiera Butterfly. Și doamna Valeria Buhlea vine cu impresii despre Maria Cebotari, actriță de cinema. Maria Cebotaru, marea cântăreață și actriță de film, pe care eu din copilărie mi-aduc aminte de ele, în care Maria Cebotaru parcă o văd cântând un cântec de leagăn cu un prunc în brațe și într-un tren cu multă lume nevoiașă, distrusă din punct de vedere din timpul războiului. Maria Cebotaru cânta acest cântec de leagăn și era duios, nespus de duios, până la lacrimi, acest cântec al Mariei Cebotaru. O cântăreață desăvârșită, un glas nemaipomenit de cald. O femeie extraordinară, caldă, duioasă, pasionată. Era imposibil să nu te îndrăgostești de ea. Și Maria Cebotari, solistul operei din București, Mihail Arnăutu, basarabean și el, l-a avut de profesor la conservator pe Gabriel Afanasiu. Întâmplarea, sau poate destinul, îi întâlnește peste ani pe aceeași scenă. Și am luat lecții, cum vă spuneam, am luat lecțiile cu Gabriel Afanasiu, care la rândul său a fost elevul celui mai mare bariton al lumii, Antonio Cotone, în secolul trecut. Și vorbeam mereu de Maria Cebotari, care deja a ajuns celebră cântăreață, și el cum s-a lăudat de ea, normal să laude. Cu eleva lui. Dar ulterior am cunoscut eu personal. Când a fost? În 1942, când a venit ea ca invitată a operei române, și ea, chiar o mică paranteză, a făcut, a rugat să duc, afle cumva soțul ei, Gustav, să afle că a cântat spectacolul după ce a venit covionul din Viena. Obosită. Dar nu s-a văzut oboseala ei. Să vă spun sincer, că nu a cântat foarte frumos în acest spectacol, Butterfly.